ne uităm la ce se întâmplă în plan financiar, economic, dar și politic. Marcel Ciolacu devine furios atunci când este întrebat despre deficitul bugetar. Premierul spune că dacă vrem deficit de 3%, ar putea să renunțe la investiții. Cumva ne spune șeful guvernului că de aici vine gaura din buget, nu de la dezmățul din instituțiile de stat și din pomenile electorale date până acum. 3 ani de zile era aproape imposibil ca România să ajungă la un deficit de 3%, mai mult. Aveam un exercițiu financiar de închis, unde cofinanțarea 2016-2020, pe care l-am închis și o să-l închidem cu 100%, presupun că Banca Mondială a văzut ritmul de dezvoltare a României și n-a considerat un risc pentru un plasament în România. Partidul pe care reprezintă astăzi, Partidul Social Democrat, a lăsat guvernarea cu 37% datoria publică și cu un deficit sub 3%. L-am preluat cu un deficit de 6,8% în cea mai mare dezvoltare a României, fiind aceste proiecte europene suprapuse. Am avut discuții ieri în coaliție foarte clară că nu vom mări TVA-ul. Această discuție am avut-o până în 1 septembrie. Domnul ministru își face planul cu tehnicul de la minister. E normal că în această perioadă domnul ministru al finanțelor discută cu tehnicul de la comisie. România are nevoie de o reformă a sistemului bugetar. România are nevoie pentru fiecare lucrător din sistemul bugetar de ținte, fiindcă asta ne cere OECD-ul. Și discutăm în cele ce urmează cu invitatul meu de la această oră, Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezența, domnule Romașcanu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ne uităm puțin la declarațiile făcute de premierul Marcel Ciolacu referitoare la faptul că acest deficit pe care îl avem este cauzat de investiții și că dacă ar opri aceste investiții, atunci cu siguranță nu am mai avea acest deficit. Însă ne uităm puțin și spre banii care se duc în acea zonă unde nu s-a făcut deocamdată nicio reformă și știm că se aștepta acea reformă bugetară care trebuia să zguduie aparatul bugetar din temelii, anunțată tot de premierul Marcel Ciolacu, prima dată undeva în septembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, venise cu un prim termen pentru luna decembrie, ulterior a venit cu un alt termen pentru luna iunie 30 și acum vedem că nu se mai întâmplă nimic în privința acelei reorganizări. Până la urmă, domnule Romașcanu, este posibil ca acest argument al investițiilor să fie doar pentru că nu putem în acest an super electoral să ne asumăm și alte măsuri? Da, acum eu vă spun lucrurile așa cum sunt și credeți-mă că nu am niciun interes să le vopsesc în roz și nici să găsesc scuze la ceva ce ar putea cineva să acuze. În primul rând, este un adevăr, este un fapt. La 6 luni, deficitul României era la 3,6%. Undeva la 60 și ceva de miliarde. Am avut investiții de 48 de miliarde. 75% din acest deficit, 2,6%, este datorat, că n-aș spune cauzat, investițiilor. E un fapt. Restul de 1% ține de consum, aparat și așa mai departe. Deci, enunțul este corect. Am ales calea investițiilor în niște ani extrem de importanți, poate ultimii cu fonduri europene până în 2027, când pe toate marile proiecte de infrastructură statul trebuie să cofinanțeze în jurul de 50%. Chiar și a 7-le despre care se spune că se face pe bani europene, autostrada Moldovei, se face cu cofinanțare de 50% din banii bugetului de stat. Deci este o realitate palpabilă. Suntem într-o zonă în care investițiile sunt la 75% în acest moment, pe primul semestru al acestui an. În al doilea rând, s-a făcut reorganizarea ministerelor, au fost
reduse vreo 5.000 de posturi de conducere dintre cele bine plătite, sigur că urmează pasul următor în zona sub ministere ca și, cum să spun eu, poziție economică. Deci toate lucrurile astea se fac într-un calendar asumat. În acest moment nu putem să spunem altceva decât că profităm de toate șansele pe care le are România în acest moment pentru dezvoltare, iar recursul la memorie pe care l-a făcut premierul când în 2019 deficitul lăsat la octombrie era de 2,8% și datoria în PIB era de 36%, este extrem de util pentru cei care astăzi spun că suntem într-un loc în care ne pasc un milion de pericole. Suntem într-o guvernare de aproape 3 ani de zile de profesionistă, cu un prim-ministru, Marcel Ciolacu, care duce lucrurile așa cum trebuie înainte, deci nu avem ce să ascundem, nu avem de ce să ne ferim. Domnule Romașcanu, dar vedem totuși că în acest context în care spuneți dumneavoastră și de altfel premierul că deficitul este cauzat sau datorat, cum a spus dumneavoastră, de investiții, vedem totuși că Comisia Europeană ne ceartă pentru că spune că nu sunt eficiente măsurile care au fost luate pentru reducerea deficitului bugetar. Eu n-am fost această ceartă. Eu am fost ieri la ședința de coaliție în care a venit și domnul ministru de finanțe Boloș, care a spus că, sigur, în acest an au mai intrat patru țări în procedură, vor intra patru țări în procedură de deficit excesiv. E vorba de Franța, Italia, Polonia, Ungaria, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel. Iar noi vom merge până la 15 octombrie cu un plan de acțiuni, cu un plan de acțiuni fiscale și de investiții și de reforme, care să ducă la încheierea unui agreement cu Comisia Europeană de reducerea deficitului până la 3% în 7 ani. Este un lucru pe care trebuie să-l facem, ne vom bate pentru el, pentru că, din păcate, propunerea domnului Câțu de a ajunge la 3% în 3 ani de zile a fost fantasmagorică și ar fi ținut România pe loc. Eu cred că avem toate datele prin care să convingem Comisia Europeană că putem să ne calificăm pentru acest plan pe 7 ani și la în septembrie veți fi și dumneavoastră probabil puși la curent cu draftul de plan pe care ministrul Boloș îl va prezenta Comisiei Europene. 5.000 de posturi, spuneați dumneavoastră, că au fost restructurate? Asta este ceea ce știu, dacă mă înșel, dar cam aici cred că a fost tot ce a ținut de reforma, de reorganizarea ministerelor. Spuneați, domnule Romașcanu, că ați fost ieri la ședința Coaliției de Guvernare și știm că premierul i-a cerut ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, să vină cu un plan pentru reducerea deficitului pe care să-l prezinte, să fie gata până la 1 septembrie. Și înțelegem că în urma acestui plan, estimările de încasări la buget ar fi undeva la 5 miliarde de lei, corect? Nu, este o cifră care s-a vehiculat, dar nu este nimic clar până la momentul septembrie, când se vor face toți pașii tehnici necesari. Există foarte multe lucruri care se pot face pentru creșterea încasărilor la buget, pentru că până la urmă colectarea este cea mai importantă. Avem o propunere de reducere a gap-ului de TVA de aproximativ 5% pe an, astfel încât în 5 ani de zile să tăiem 25% din cei 35% din gap-ul pe TVA, care înseamnă niște miliarde bune, înseamnă sunt foarte multe lucruri, mai ales din planul de reformă fiscală pe care l-avem de asumat prin PNRR, reducerea unora dintre facilități și așa mai departe. E un program complex și nu cred, eu cel puțin nu pot da o cifră în acest moment din ceea ce înseamnă reducerea de cheltuieli pe acest an și creșterea de colectare. Bun. Noastră ați prezentat acum o mică parte a unor eventuale măsuri. Întrebarea este, domnule Romașcanu, dacă există această probabilitate ca din ianuarie să vedem măsuri care ne afectează pe noi românii. Și aici știm cu toții că
Ne întrebăm dacă ne cresc anumite taxe, anumite impozite. S-a discutat foarte mult și despre o eventuală creștere a taxei pe valoare adăugată. Am văzut că se discută inclusiv despre creșterea impozitului pe dividende de la 8 la 10%, impozitului pe venit de la 10 la 16%. Și mai spuneați că o parte dintre facilități ar fi eliminate. Care sunt acestea? Dar să ne spuneți mai întâi dacă ne așteaptă această creștere de taxe și impozite. Eliminarea unor facilități cerute și de Comisia Europeană este în analiză la Ministerul de Finanțe. Nu pot eu să vă spun acum pe care dintre ele le va considera ministrul eligibile pentru a fi eliminate, dar legat de ceea ce se întâmplă în acest an pentru următorii ani, este un an extrem de important pentru că este un an cu alegeri parlamentare. Deci cu certitudine, dar absolut cu certitudine, cel puțin Partidul Social Democrat va veni probabil până la mijlocul lunii octombrie, dacă nu mai devreme, cu un program de guvernare pentru următorii 4 ani în care se vor pune absolut toate măsurile pe care intenționăm să le luăm. Iar faptul că se discută despre creștere de taxe e un lucru pe care l-a negat în permanență primul ministru și ceilalți comunicatori, pentru că nu s-a discutat niciodată. Eu n-am fost la o discuție la care se discute. Creșterea de TVA este ferm exclusă. Orice alte creșteri de taxe nu se au în calcul. O să vedem spre ce direcție mergem legat de cotă unică, cotă progresivă. Eu vă spun acum așa ca glumă că suntem într-o zonă a unei cote unice progresive, pentru că avem 8% pe dividende, avem 10%, 10% pe venituri, 16% pe profit. Care e cota unică? Trebuie să vedem în ce zonă mergem și lucrurile vor fi detaliate în tot programul cu care PSD va veni în fața oamenilor. Și, domnule Romașcanu, un plan de guvernare pe următorii 4 ani îi include și pe partenerii dumneavoastră de coaliție din PNL? Nici cum, pentru că este programul de guvernare al Partidului Social Democrat, așa cum la fiecare 4 ani Partidul Social Democrat a propus un program de guvernare, am câștigat alegeri cu acele programe de guvernare, mă rog, n-am reușit să avem prim-ministru decât la 3 ani după ce am câștigat alegerile sau la 2 ani, asta e altă chestiune, dar va fi program de guvernare al Partidului Social Democrat. Vă propun, domnule Romașcanu, să rămâneți cu noi. Ni se alătură în cele ce urmează și Robert Sigartău, din partea Partidului Național Liberal, este vicepreședinte al PNL, aflat de asemenea în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Sigartău. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, domnule Sigartău, vedem că ministrul Finanțelor Publice are o misiune dificilă, am putea spune, venită din partea premierului Marcel Ciolacu, și anume aceea de a găsi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, măsuri pe care trebuie să le aprobe și oficialii europeni, care trebuie să reducă și deficitul, și dacă ne luăm după toate declarațiile publice, în aceste măsuri nu trebuie să regăsim creșteri de taxe, impozite, începând cu 2025. Cum ar putea arăta acest plan, în opinia dumneavoastră? Planul poate arăta foarte bine, numai că planul trebuie să fie și aprobat și acceptat de către prim-ministru, pentru că domnul ministru de finanțe, domnul Boloș, a mai avut propuneri și inclusiv anul trecut, când a fost pachetul fiscal respectiv, în care se promiteau reduceri de personal, de cabinete, de directori și așa mai departe, lucru care de fapt nu s-a întâmplat, s-a prorogat și s-au făcut modificări peste modificări. Un lucru e clar, în primul rând trebuie tăiate cheltuielile statului, cheltuieli care sunt mult prea mari. Risipa statului român de la companii naționale publice care nu sunt de interes strategic, care sunt găuri negre unde se duc banii românilor și pe care susține statul și românii prin taxe, până la agenții și alte structuri care sunt pline de oameni, de relații, de pile și de alte genuri acestea de fenomene. Deci clar că trebuie luate astfel de măsuri. Pentru că altfel, sigur, eu știu că Partidul Social Democrat va încerca prin diferite metode și explicații să vină cu un impozit progresiv, să vină cu diferite taxe pentru cei care, vezi, Doamne, sunt bogați, să ostracizeze pe cei care muncesc, că dacă ești bogat, ești rău. Deci știm tacticile astea. Însă un lucru e clar, în acest moment și Comisia, dar mai ales realitatea fiscală, ne arată că trebuie luate măsuri, iar aceste măsuri trebuie luate cât mai repede, pentru că altfel la anul situația va fi și mai gravă, împrumuturile vor fi la dobânzi mai mari
și efectele le vom resimți cu toții și mai ales mediul privat, care aduce până la urmă la stat venituri. Bun. Domnule Sigartău, spunea și domnul Lucian Romașcanu puțin mai devreme, până la această oră avem în primele 6 luni ale anului un deficit de 3,6%. Cum s-au cheltuit acești bani? E cum să se cheltuie? E clar că, după cum v-am spus, statul este supradimensionat. Avem deficite la toate bugetele mari, de pensii, de sănătate, și asta, de fapt, pune presiune foarte mare pe buget, ne pune să ne împrumutăm și pentru a plăti datoriile din urmă, și atunci dobânzile sunt extrem de mari și se rostogolesc aceste dobânzi, aceste datorii, din ce în ce mai mare, acest bulgăre crește. În opinia dumneavoastră, vor crește taxele din 2025, impozitele? Aici depinde foarte mult de cine va fi la guvernare, ce măsuri se vor lua, pentru că aici sunt două gândiri. Gândirea PSD-ului, care este mai socialistă și se gândește totdeauna la cei care sunt dependenți de stat, și există gândirea reformistă, care înseamnă reducere de cheltuieli, înseamnă reforma administrativă, care ar duce la o reducere de cheltuieli mare, înseamnă o regândire a statului român și a instituțiilor, înseamnă digitalizare clară, astfel încât, într-adevăr, oamenii aceștia nu mai trebuiască să fie la birouri, dacă chiar avem digitalizare și avem, vorba aia, roboți sau programe care se ocupă de nevoile cetățenilor. Deci de aici începe discuția. Numai că PSD-ul are un electorat preponderent, dependent de stat, de la anumiți bugetari, la asistat social, la oameni care sunt legați cumva umbilical de stat, și atunci sigur că totdeauna a fost discuția asta că ei nu vor să taie, ceea ce s-a văzut și anul trecut. Pachetul fiscal a intrat în vigoare, oamenii de afaceri au plătit mai mult, însă statul a mai angajat încă 5.000 de oameni sau 11.000, nu a tăiat. Păi, domnule Romașcanu, în continuare sunteți cu noi. S-au tăiat? Păi sunt, da, poate mă lăsați și pe mine, că domnul Sigartău e pe Valda. Sunteți oricând. Deci, îl salut cu foarte mare respect pe domnul Sigartău, care face parte din acest partid multidimensional în care o parte e la putere și o parte e în opoziție. Noi ne-am asumat și suntem cu totul la putere. Ideea este că i-a spus una lui o întrebare la care eu v-am răspuns înainte, dânsul neascultând emisiunea și fiind în acest discurs politic, ca să nu-i spun politicianism. Nu-i politic, cum, este unul realist. A răspuns exact cum mă așteptam să răspundă. Deci din 3,6% deficit pe primele 6 luni, 2,6%, 48 de miliarde de lei s-au dus în investiții. Deci răspunsul vi l-am dat eu mai devreme la unde-s banii din deficitul pe primele 6 luni. Legat de ce electorat are fiecare, eu cred că în acest parteneriat cu Partidul Național Liberal am guvernat pentru toată România, nu pentru cei care sunt dependenți de stat sau doar pentru cei care sunt producători de valoare. Am încurajat și mediul de afaceri, am reușit să distribuim din ceea ce s-a făcut și către cei care au nevoie, pentru că, indiferent ce spune domnul Sighiatău, sunt și asemenea tipuri de oameni în orice societate, normal, în societatea românească. Vă rog, domnule Sigartău. Da, sigur. Acum domnul Romașcanu ne spune că deficitul este, de fapt, creat datorită investițiilor. Domnul Sigartău, investițiile în România preponderente vin din fonduri europene. Majoritatea acestor investiții sunt la o parte cele investiții guvernamentale prin CNI sau alte programe locale. Problema cea mai mare este că nici la nivelul atragerii de fonduri europene și mai ales a PNR-ului nu stăm prea bine. Avem un procent de maxim 14% și doi, ceea ce nu spune domnul Romașcanu, pentru că aici există o contrazicere până la urmă în termen, dacă deficitul este pe investiții. De ce se adâncește gaura? Dintr-un motiv simplu, pentru că sunt, de fapt, cheltuieli care merg spre cheltuielile operaționale, adică salarii, cheltuieli ale statului curente, nu spre investiții, că atunci creșterea economică ar fi exponențială și ar fi direct proporțională cu banii pe care investești sau îi bagi în economie. Deci
lucrurile nu funcționează așa. Și sigur, acum domnul Romașcanu reprezintă poziția Partidului Social Democrat, trebuie cumva să-l apere poziția domnului Ciolacu, dar eu vă spun că situația economică și fiscală a României nu este una bună și că trebuie intervenit, nu pentru că avem noi alegeri, ci pentru că la anul și în următorii 2 ani de zile va fi mult mai greu și intervențiile vor trebui să fie brutale dacă nu intervenim la timp. Domnule Romașcanu, aș vrea să vă mai întreb ceva legat și de un alt subiect. Ne uităm puțin la această taxă pe lux care a intrat în vigoare și dacă ne uităm la încasările de la fiecare om cu proprietăți care au o valoare mai mare de 500.000 de euro sau mașini care au o valoare mai mare de 75.000 de euro, vedem că încasările sunt foarte mici. Întrebarea este, domnule Romașcanu, este mai degrabă această taxă specială, taxa pe lux, cum a fost ea denumită, un exercițiu de imagine? Nu, ea a fost gândită să fie o acțiune de solidaritate din partea celor care au mai mult. Sigur că din perspectiva liberală lucrurile astea sunt normale, dacă ai mai mult trebuie să te bucuri de mai mult fără să contribui la, cum să spun eu, partea socială a guvernării. Poate că trebuia să fie un pic mai agresivă această taxă. În discuțiile cu colegii din Partidul Național Liberal s-a ajuns la aceasta, e bună și asta, pentru că eu nu cred că suntem în zona cea mai corectă când ai proprietăți de 1.000.000 de euro să plătești impozit ca acela pe care are proprietăți de 50.000 de euro. Dar din perspectivă liberală lucrurile sunt corecte așa, din perspectiva noastră poate că nu. Și vă spun, adică în momentul ăsta la o mașină de 3.000 de centimetri cubi plătești 25 de milioane impozit pe an, iar la o vilă din Pipera de 200 de metri pătrați plătești 400-500 de lei pe an. Deci undeva trebuie făcut o corecție în această zonă pentru a reuși să dăm premize de dezvoltare locală. Legat de ceea ce spune domnul Sighiartău, să nu uite domnul Sighiartău că noi am avut la poarta primului ministru, după un an și jumătate de premier, domnul Ciucă, pe toată lumea, începând cu medicii și cu profesorii, care au trebuit să fie satisfăcuți prin creșteri salariale pe care toată societatea le-a gândit ca meritate. Asta a fost un efort fiscal al României pe care guvernul PSD-PNL, cum acel celălalt în frunte, a trebuit să le facă. Mulțumesc, pentru că pe vremea domnului Ciucă nu i-am făcut în stradă pe aceștia. Vă mulțumesc, domnule Romașcanu. Domnule Robert Sighiartău, o concluzie scurtă, vă rog frumos.